Bianca ne vorbește despre cele 12 zodii. Înțeleg că este o perioadă bună pentru unii, mai acră pentru alții. Un an și jumătate de acum încolo navigăm. Bună dimineața! Bună dimineața! De astăzi încolo ne exprimăm cu entuziasm și facem planuri mărețe. Vorbim deschis despre ceea ce simțim fără nicio limită și vom lua și decizii care ne ajută să ne stabilizăm. În plus, astăzi avem și super încredere în noi. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec! Oricât ai avea de muncă în următoarea perioadă, nu-ți neglija sănătatea. Poate că până acum ceva sau cineva te-a ținut pe loc și nu ai putut să faci ce vrei. De aici încolo însă ai undă verde. Taur, în următoarele săptămâni este înțelept să-ți asumi responsabilitatea pe plan amoros. Dacă o să o ții doar în petreceri, vei rata susținerea pe care o ai pentru a-ți construi business-ul. Gemeni, îți vor capta atenția chestiunile casnice, relațiile de familie și tot ce ține de imobiliare. Posibil să simți nevoia să redecorezi sau faci planuri concrete cu rudele legate de ce vreți să construiți împreună. Rac, vei explora noi idei și hobby-uri și mai mult ca sigur vei avea noi interese. Cei mai mulți raci simt acum că aparțin unei echipe sau unui grup de prieteni și asta le face inima să danseze. Leu, este foarte posibil să muncești peste program, să generezi o nouă sursă de venit și, în plus, să fii mai bine plătit pentru munca ta. Pe plan profesional se anunță un progres senzațional. Fecioară, treptat îți vei recăpăta motivația. Chiar dacă ești dornic să grăbești lucrurile, va fi nevoie să îți asumi că este nevoie de un întreg proces ca să ajungi acolo unde ți-ai propus. Balanță, vor fi câteva săptămâni în care te vei simți mai bine în intimitatea ta decât pe scena socială. Cineva te-ar putea încuraja să îți urmezi un vis și chiar dacă e drum lung, unde-ți doi puterea crește. Scorpion, este înțelept să găsești un echilibru între cât le dăruiești prietenilor versus cât timp îți aloci ție. Chiar dacă nu ești neapărat genul să ceri ajutor, este momentul să înveți să delegi. Săgetător, mintea îți va sta doar la succes și la strategii care să dea roade. Răsplata nu vine dacă forțezi nota, ci dacă ai răbdare. Capricorn, după multe zile în care efectiv a tunat și a fulgerat și te-au frământat tot felul de stări, vibe-ul următoarei perioade va fi mult mai optimist, așa că fii deschis la noi experiențe. Vărsător, unele angajamente sau chiar contracte pe care le-ai făcut devin acum copleșitoare. Probabil te vei întreba ce anume te-a făcut să te amesteci în așa ceva. Pești, tu sau partenerul, unul dintre voi, tânjește după armonie și bună înțelegere. Să sperăm că și celălalt este dispus să ajungeți la un numitor comun. Până la urmă, ține de voi să manageriați un conflict. Acesta a fost horoscopul. Găsiți mai multe detalii pe contul meu de Instagram, astrolog Bianca Nuțu. Să aveți o zi minunată și plină de iubire! Mulțumim!